Bună, Larisa Banks sunt și astăzi vă iau cu mine la plimbare și învățăm despre alergiile la uleiurile esențiale. Ce este alergia? Alergia este o reacție anormală la o substanță care nu ar trebui să fie dăunătoare. Există două posibilități în momentul în care cineva are o reacție la uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale sunt vechi și nu au fost păstrate corespunzător, nu au fost ținute la întuneric, nu au fost ferite de căldură, s-a ținut sticluța goală foarte mult timp. Deci dacă ai o sticlă de 5 ml și este pe jumătate, asigură-te că pui restul într-o sticluță de 2 ml pentru a preveni oxidarea, da? Să nu intre aerul. Așa, și ziceam, deci, unu, uleiurile nu au fost păstrate corespunzător și sunt foarte vechi, da? Atenție la uleiurile care sunt cunoscute ca fiind toxice, fototoxice, mă refer. Adică ai mai multă sensibilitate la lumina. Citricele, în special lemon, grapefruit, lime, bergamot, orange, angelica și toate uleiurile care conțin toate amestecurile care conțin aceste uleiuri. Nu folosi uleiul de citrice atunci când expui pielea la soare. Hai să mă întorc. Pentru că pot lăsa pete maro pe piele. Dar dacă experimentezi un disconfort, da, din cauza uleiurilor esențiale, asigură-te că aplici un ulei vegetal peste pentru a calma locul respectiv. Oamenii care sunt stresați, țineți minte acest detaliu, au șanse să facă reacții la uleiurile esențiale. Da, pentru că trebuie să înțelegeți un lucru. Uleiul esențial scoate la suprafață lucruri pe care noi nu le vedem. Era la un moment dat o doamnă care a început să folosească uleiuri esențiale pe față și vine la Gary și zice: știi, mi-au ieșit tot felul de bubițe pe față. Și Gary zice: bucură-te! Asta înseamnă că uleiuri esențiale a dus la suprafață tot ce nu era bine în organism și tu ai crezut că pielea ta este perfectă. Dar mai bine să fie la suprafață, să se usuce și să cadă, decât să fie în organismul tău. Dacă ai întrebări, contactează-mă în privat sau la adresa de e-mail altăcale@gmail.com.